Muzeul Bruckenthal a lansat o campanie de promovare unică și inedită. Personajele centrale sunt Motani, Antonello și Donatello. Pisicile trăiesc de câțiva ani în curtea muzeului și sunt extrem de îndrăgite, atât de muzeografi, dar și de vizitatori. Iar acum au devenit vedete și asta pentru că apar pe suvenirurile pe care muzeul le comercializează, cum ar fi tricouri, sacoșe sau magneți. Suvenirurile costă între 2,5 și 25 de lei și se vând ca pâinea caldă. Avem o serie de 9 produse. Cel mai ieftin produs costă 2,50 lei și este un breloc, iar cel mai scump este tricou pentru adulți, 25 de lei, care poate fi cumpărat și purtat la set cu sacoșa din in, costă 10 lei, au același mesaj, aceeași imagine. Aproape că nu e turist care să viziteze muzeul și să plece fără să-și cumpere măcar un suvenir. A venit ideea aceasta, care este, în mod cert, foarte valoroasă, nu, de a promova și de a nepromova prin apelul la animăluțele care le avem în jurul nostru și care, în mod cert, ne fac viața puțin altfel sau poate mult altfel. Orice ajutor, oricât de mic, contează și având în vedere publicul larg și audiența de care ne bucurăm în rândul publicului, noi am hotărât să scoatem această gamă de produse care ne promovează, de fapt, campania I Love Bruckenthal. Campania de promovare a fost lansată în luna mai și își propune să revitalizeze unul dintre cele mai importante muzee ale României.